Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare și pe cei prezenți și în mod deosebit să mângâie familia Croitor. Amin. Amin. Când frații lui Iosif stăteau la masă, după vârsta fiecăruia, au primit câte o porție fiecare. Spune Biblia că lui Beniamin i s-o da mai mult, de 5 ori mai mult. Se pare că și mie în seara asta mi s-o da mai mult. Ori numele de croitor spune ceva, ori Bosanciu. Dar eu cu pe sora o cunosc de când eram eu copil. De când erau ei chiar bosănceni. Apoi s-au mutat în oraș, au venit copiii. Mi-aduc aminte de ei, acum nu îi spuneam, nu-i mai cunosc, un pic pe Dorin și pe Vasilică, când îi aduceau tata și mama la adunare. Erau mici, recitați poezii, vă aduceți aminte. Apoi ați crescut și v-ați împrăștiat. Cu sora m-am mai întâlnit, în ultima vreme n-am mai văzut de mult. Dar suntem împreună. Trecerea mamei voastre din viață aduce amintiri, stârnește amintiri și clipe frumoase din anii copilăriei voastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Așteptam să se dea un cuvânt, un text și pentru că n-a fost de la început, am spus ce vorbește primele frate, am să mă leg de el. Și a fost citat aici de către fratele Eliuț un cuvânt pe care îl voi reciti. Din Filipeni 1:20, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Aș vrea să vorbesc puțin de slava lui Dumnezeu și voi rămâne doar la Sfânta Scriptură și nu voi vorbi. Vorbi foarte mult. Slava lui Dumnezeu și slava omului. Două gânduri. Când vorbim de slava lui Dumnezeu, vorbim de slava pe care El o are și slava pe care trebuie să-i o dăm noi. Ușor până acum. Dumnezeu are slava și o arată. Cerul le spun slava lui Dumnezeu. El și-o arăta slava în creație. El își arată slava în judecățile sale, din 66:18, Isaia. Și orice făptură va vedea slava mea. El își arată slava, spune Marcu 13:26, când va veni pe nori cu slavă, ca să-și răpească biserica. Asta e slava lui Dumnezeu, nu intrăm în detalii. Dar aș vrea să vorbim puțin de slava care o dăm noi, că aici e partea aplicativă a predice. Cum putem noi să-i dăm slavă lui Dumnezeu? 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat lui Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Prin cântarea voastră, coriști, voi le slăviți pe Dumnezeu. Prin predica mea, prin exersarea darurilor Duhului Sfânt, prin slujirea noastră, noi trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu. Și n-avem voie să furăm din slava Lui. N-avem voie. Nouă să ne dea Domnul smerenia, iar la Lui să fie toată slava. Slujirea are cel puțin două dimensiuni. Are drept una religioasă, ce fac eu acum, ce faceți voi. E o slujire în cadrul bisericii. Mai are o dimensiune socială. Și aceea tot slujire pentru Domnul. La noi există o singură seminție de romi, căldărare. Nu sunt departe de șatra lor. Oameni care ani de zile nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Duminică dimineața îi făceau cazane, în toată duminica dimineață. Mergeau cu corturile și cu caii pe drum la deal și la vale, cunosc din copilărie. Până când un om a ajuns în mijlocul lor, curajos,
Îl chema Croitor Viorel. El a fost primul pionier care evangheliza Căldărare din Bosanci. Fratele Viorel a fost un misionar fără legitimație. De la Chiscovata, de la paralizatul acela care îl știți, și până la Căldărarii noștri, Viorel era nelipsit. Fratele Viorel, nu știu cât de bogat a fost, a pus bani și a făcut o casă în care se adunau romii la rugăciune. Și atunci eu mă gândesc că acum sunt peste 50 de frați căldărari care vin la adunare și recent ne-am propus să le facem, la cererea lor, o casă de rugăciune și lor. Și mă gândeam așa, 8 copii acasă, misiune cu autobuzul, nu știu dacă au avut bicicletă, tot Botoșaniu, Bosanci, Căldărari, și mai trebuia acolo o slujire socială. Un om care să îi pregătească hainele, un om care să aibă grijă de copii, un om care să pună mâncarea caldă pe masă, aceea a fost mama dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Poate și voi, în anii copilărie, ați suferit din pricina râmnei fratelui Viorel. Venea la noi la adunare, era vorba aceea cât o fost la noi nelipsit, de la rugăciune, de la sfat. A început lucrarea aceea în pofida necredință noastră. Că îi spuneam, frate Viorel, n-ai niciun rezultat. Sunt rezultate. Dar, repet, există o dimensiune a slujirii religioase, dar este una socială. O mamă care spală, care coasă, care calcă, care face mâncare, care trimite copiii la școală și care îi așteaptă de la școală. Dumnezeu să binecuvinteze și latura aceasta a slujirii a fiecăruia dintre noi. Amen. Când vorbim de slava lui Dumnezeu care o dăm noi lui, este ceea ce facem noi prin slujirea noastră. Ceea ce facem noi prin faptele noastre. Petru spunea în 1 Epistolul, capitolul 2, versetul 12, să aveți o purtare bună cu cei de afară, că oamenii aceia care vă vorbesc pe voi de rău, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Asta e o altă formă de manifestare, un alt mod în care noi dăm slavă lui Dumnezeu. Cum? Prin faptele noastre. Ioan 15, 8, dacă aduceți multe roade, prin aceasta Tatăl vostru va fi proslăvit. Să ne ajute Domnul să aducem roada pocăință. Roada neprihănirii, roada sfințirii, roada păcii, roada luminii, roada Duhului, roada buzele. Să aducem roada asta, dar nu roadă, multă roadă. Și oamenii, uitându-se la noi, în ziua când Dumnezeu îi va cerceta, îl vor slăvi pe Dumnezeu. La noi la o mormântare a predicat un frate pe care îl cunoașteți bine, nu-i spun numele. Și spunea că vecin cu ei era o femeie atât de rea, rea cu toți, dar în mod special cu pocăiță. Că ei trebuiau să meargă la adunare pe un drum scurt. Și femeia aceea arunca cu pietre după dânsă. Spunea fratele ăsta, de 4 ori mi-o spar capul. De 4 ori. Până când tata ne-a spus, măi băieți, înconjurăm satul și venim roată. Dar într-o zi, femeia asta o paralizat. Vecinii s-au bucurat. Și îmi spunea fratele acesta, mama mea când a auzit o bătut în ușă, tante, ne dai voie să intrăm? Era paralizată. Fata la Suceava. Și că am auzit că ai pățit o problemă, vrei să ne lasă să te îngrijim, să aducem un pic de mâncare. Și spune, dar de ce faceți lucrul ăsta? Noi suntem pocăiți. Și așa am învățat. O chemat o asistent, o pus un perfuziu. Femeia și-a revenit. Și în prima duminică a venit la adunare și a spus, oameni buni, eu nu știu pocăința cum e, eu nu cunosc cărțile voastre, dar am avut niște vecini pocăiți, îmi dați voie să mă pocăiesc și eu. O primi botezul, apoi Domnul a chemat-o acasă. Cum îi dăm noi slavă lui Dumnezeu? Prin slujirea noastră, prin faptele bune și o dedicare totală. Spune 1 Corinteni 10:31, orice faceți cu cuvântul sau cu faptă să faceți, spre slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
Ce învățăm noi la slujba asta de priveghere? Că Dumnezeu are slavă, dar nu intrăm în detalii cum și-o manifestă. Dar aplicația în viața noastră, noi trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Versetul acesta spune că fie în viața mea, fie prin moartea mea, Hristos va fi proslăvit. Dar nu numai slava omenească, mai este și slava lui Dumnezeu și slava omenească. Și asta e de două feluri. E una rea, după care tare mai alerg mult. Galateni 5:26. Să nu umblăm dar după o slavă deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii. O slavă care vine din dorința de a avea, de a fi, de a stăpâni. Ne slăvim cu averea noastră, ne lăudăm cu diplomele noastre, căutăm slava noastră, dar asta e o piedică. În Ioan 5:44, Domnul Iisus spunea: cum puteți crede voi care umblați după slava ce vă dați unii altora și nu umblați după slava care vine de la Dumnezeu? Frații mei, surorile mele, nu este bine, nu-i pocăiește pe pământul acesta să umblăm după o slavă a noastră, o slavă deșarte, întărtându-ne, pismuindu-ne, luptându-ne, dând din coate. Dumnezeu să ne păzească. Dar eu întreb totuși, noi avem dreptul la slavă? Avem. Domnul Iisus spunea în Ioan 17, parcă 22 versetul, le-am dat slava ta. Când a venit Hristos ucenicilor implicit nouă, ne-a dat o slavă care trebuie să o avem. Avem slava aceasta? Și care e slava aceasta? Eu vreau să am slava aceasta. Că mi-a dat-o Domnul și e una adevărată, e una veritabilă, nu-i deșartă. 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, la chipul Lui. Și suntem schimbați din slavă în slavă, în același chip cu al Lui, prin Duhul Domnului. Noi ne uităm la Domnul Iisus. Stăm lângă El. Iubim părtășia cu El. Și apoi ni se întâmplă nouă ca lui Moise, când o coborâ de pe munte, o stat 40 de zile și 40 de nopți în fața lui Dumnezeu. Și fața lui strălucea când cobora de pe munte. O trebuie să-și acopere fața. Frații mei, haideți să stăm mult lângă Domnul. Și stând mult lângă Domnul, ni se schimbă și nouă înfățișarea. Căpătăm din slava Domnului. Dar știți cum? Prin Duhul Domnului. Slava unui pocăit, a unui credincios, îi plinătatea cu Duhul Sfânt. Atunci avem slava lui Dumnezeu peste noi când suntem plini de Duhul Sfânt. Să ne ajute Domnul. În ce condiții mai avem noi slava lui Dumnezeu și drept? Scrie 1 Petru, capitolul 4, cât versetul 14. Când sunteți batjocoriți din pricina numelui meu, Duhul lui Hristos, Duhul slavei, se odihnește peste voi. Avem experiența fraților dinaintea noastră, a celor care au fost în pușcăriile din Cernăuți, a celor care au fost arestați de securitate. I-am cunoscut pe unii din ei, am înmormântat eu, am condus slujba de înmormântare la sora Cârlan Roxandra, care a lăsat acasă soțul și copiii și a plecat la Cernăuți pe 25 de ani cu oprinsul la rugăciune. Era o femeie sfântă. Frații aceștia i-am cunoscut. Ocărâți, batjocoriți. Când sunteți batjocoriți din pricina numelui Hristos, Duhul Domnului, Duhul slavii, se odihnește peste noi. Și mulțumim Domnului pentru asta. Și la care slavă mai avem dreptul? Moise era prieten cu Dumnezeu. După episodul cu vițelul de aur din Exod 33, vine și face o rugăminte la Dumnezeu: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi slava Ta. Îi spune Dumnezeu: nu se poate, Moise, un om să mă vadă pe mine să se trăiască, nu se poate. Dar uite, facem o înțelegere. Eu te așez undeva într-o crăpătură de stâncă, pun palma peste tine, trec pe dinainte și tu ai să-mi vezi toată slava mea pe dinapoi.
Și Moise primește. Și trece Domnul pe lângă el. Dar Moise a văzut slava lui Dumnezeu și a auzit slava lui Dumnezeu. Că Moise, când se uita, probabil mirat la priveliștea aceea, a auzit un glas care striga: Eu sunt Domnul Dumnezeu, un Dumnezeu îndelung răbdător și bogat în bunătate, care iartă. Și strigătul ăsta l-a marcat pe Moise. Când evreii au păcătuit și voia Domnul să nimicească, vine Numeri capitolul 14 și versetul 18 și adu-ți aminte când ți-ai arătat slava, ce ai strigat, că ești un Dumnezeu îndelung răbdător. O slavă care o avem noi e frumusețea caracterului nostru. Pe cât ești de răbdător, atâta slavă ai. Cât știi să ierți în adunare, în casă, în oraș, atâta slavă ai pe cât știi să ierți. Că în asta stă slava unui credincios. Dumnezeu să ne învrednicească de slava aceasta. Există o slavă viitoare la care o dorim, aspirăm, credem în ea. Că spunea 1 Petru capitolul 5, cât versetul 4, când se va arata păstorul cel mare, ne va da cununa slavei care nu se poate veșteși. Ce mult contează o medalie, ce mult contează un premiu la un sportiv, la un cadru didactic, la un elev. Dar toate acestea se trec. Cununa pe care vă dă Domnul vouă, asta nu poate vesteja. Eu mi-o imaginez pe sora noastră alături de fratele Viorel și de copiii care au crescut primind cununa din mâna lui Dumnezeu. Pavel spune în Efeseni 5:27 că voi sunteți o biserică pe care el o va prezenta ca o biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură. Să ne ajute Domnul să fim așa. Să uite Ioan în Apocalipsa, cât 21:11, și spune: am văzut cetatea slăvită. E vorba de slava viitoare. Dar până la slava viitoare pe care ne-o dorim, după care tânjim, haideți noi să dăm slavă lui Dumnezeu și să acceptăm slava lui Dumnezeu în forma care ne-o dă El. Adică, să suferim pentru Domnul, să avem un caracter bun pentru Domnul și Dumnezeu să ne ajute. Știu despre familia Croitoru că a fost întotdeauna tare uniți. Poate uniți în jurul mamei, poate. Nu mai este nici mama. Veți rămâne în continuare uniți? Veți sluji lui Dumnezeu în continuare? Acolo unde sunteți, unde? În Germania, în America, în Medjedia, în Suceava, și unde v-ați împrăștiat? Cu bătut vânt din prăștiere. Doresc ca Dumnezeu să vă ajute să urmați calea părinților voștri. Nu le-am adus destule eloge, nu asta ne propunem, să lăudăm morții, deși ar merita-o. Dar mă gândesc că într-o zi, însăși Domnul, lor și nouă, ne va da cununa slavei. Amin. Amin.